Doamnelor și domnilor, participăm la un eveniment pe care nu mă așteptam că atunci când am lăsat chemarea la nivelul Dorjului, înainte de ziua de 1 decembrie, am crezut că mă întâlnesc cu o mulțime de oameni adevărați ai Dorjului. Și aici știu prea bine ce vorbesc. Am făcut personal cu cei din organizare invitații la toată lumea. Dar când am văzut că rămân singur în mijlocul unei ape, am trecut să colaborez cu acei oameni care la nivelul Dorjului am simțit că vor să facă ceva pentru România. Și eu nu am găsit să mă apropii de cineva în care să urmărească interesul oamenilor al țării noastre, decât în persoana domnului inginer, cercetător, Adi Pop. Acest om este un mare om de știință. Are în față niște personalități ale neamului după care se conduce. Și ce vrea dumnealui? Vrea pentru România o muncă susținută de cercetare, la care dorjenii n-au reușit în 20 și ceva de ani să-l cunoască îndeaproape pe domnul Adi Pop. Și de aceea eu atunci mai mult m-am ambiționat și am venit de la Tesla, de la 100 de kilometri, să organizăm împreună, după 3, 4, 5 întâlniri, ce trebuie să facem cu acest simpozion. Noi nu avem forțe la nivelul Dorjului să facem o asemenea manifestare științifică. Și m-am ambiționat și am făcut mereu naveta la Craiova și am ținut ședințe de organizare împreună cu ceilalți. După părerea mea, am vrut ca în programul acesta, parcă n-aș pleca cu inima împăcată, dacă în timpul pe care mai avem la dispoziție, după ce servim și masa, cei care n-au văzut laboratoarele de cercetare ale domnului Adrian Pop, aș ruga să aibă bunăvoința și să ne conducă până acolo, pentru că eu am fost de foarte multe ori, am încercat să convin și pe ceilalți că ce am văzut în laboratoarele dumnealui este o muncă de 20 și ceva de ani, dar dacă nu și punem în practică, este egal cu zero. Adică toate proiectele, inovațiile făcute într-o perioadă scurtă, noi trebuie să le scoatem pe piață. De câte mă pricep eu, nu la multă fizică, și aș vrea să vă spun și dumneavoastră că dumnealui are niște proiecte de viitor și a încercat să investească numai în sănătate și educație, exact ce ne-am dorit de ani de zile și n-am reușit să facem. Dumnealui a înțeles acest lucru și are niște proiecte pe care ar fi păcat ca să nu ni le expună în câteva acolo în laboratoarele dumnealui. Vă mulțumesc și mă scuzați pentru ei.